Metadet, ianuarie 2001, momentul unui dezastru ecologic sau doar o anchetă asupra căreia s-a pus de mult praful. Niciun vinovat și nimeni care să plătească daune pentru poluarea devastatoare cu ceanuri provenite de pe platforma fostei fabrici chimii a Fălticeni, redenumită Metadet după 1990. Au murit atunci sute de tone de pești. 10 oi și 232 de oameni au fost intoxicați. Agenția pentru Protecția Mediului, Sistemul de Gospodărire a Apelor, parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, parchetul militar Bacău, Inspectoratul de Poliție al județului Suceava, toți s-au implicat într-o anchetă care a durat peste 10 ani și care a dus la trimiterea în judecată a doi țapi spășitori, care, până la urmă, au fost achitați. Inginerul Petru Humeniuc, acuzat de infracțiuni la Protecția Mediului și infracțiuni la Protecția Apelor, și Laurențiu Popescu, administratorul SC Dalex RL Iași, una dintre firmele care se ocupa cu dezmembrarea rezervoarelor cu cianuri de pe platforma Metadet Fălticeni. Decizia definitivă și irevocabilă a Curții de Apel Alba Iulia a venit abia în 2007, deci după 16 ani de la producerea dezastrului. La un moment dat, în anchetă se vorbea de implicarea pompierilor care ar fi transportat cu mașinile autospeciale cianurile care au fost deversate. Parchetul militar a concluzionat însă că nu există probe. Procesul a început în toamna anului 2002 și singurul care a fost despăgubit este proprietarul celor 10 oi care au murit după ce au băut apă cu cianuri. Celelalte părți civile care au cerut daune și care au suferit, de altfel, cele mai mari pierderi, n-au văzut niciun ban din cele 5 miliarde de lei vechi cerute. AJVPS Suceava a estimat că mortalitatea piscicolă de pe râul Șomuz și pe râul Siret a fost atunci de circa 40 de tone și, în consecință, a cerut daune de 1,2 miliarde de lei vechi. Cantitatea de pește mort pe secțiunea râului Siret, care străbate județul Iași, a fost estimată la 30 de tone, iar despăgubirile solicitate s-au ridicat la suma de 1,375 de miliarde de lei vechi. AJVPS Roman a venit cu cifrele cele mai mari, 86,15 tone de pește mort și despăgubiri de 2,446 de miliarde de lei vechi. Degeaba. Toate se năruie, afacerea, fabrica, ba chiar și ancheta. Doar ruinele Metadet dăinuie cu stoicism sub o pancartă de pe stâlp, proprietate privată, accesul interzis. Accidentul ecologic din 2001 nu este singurul de care se leagă numele societății de chimie din Fălticeni. În 1988, într-o noapte, s-a produs o explozie care a dus la formarea unui nor toxic. Au murit atunci câteva vaci, dar totul a fost acoperit, pentru că așa erau vremurile. Acum sunt tot așa, dar altfel. Tarnița, exploatarea minieră, iunie 2006, catastrofă iminentă. Din cauza ploilor abundente și a lucrărilor de ecologizare care nu au mai fost executate, deși erau imperios necesare, peste 9 milioane de metri cub de steril o puteau lua în orice moment la vale. La iazul de la Târnicioara erau necesare măsuri de decolmatare urgente, altfel localitatea Ostra putea dispărea de pe hartă. O viitură puternică înregistrată într-o noapte a cărat de pe munte tone de material lemnos și aluviuni, care au dus la colmatarea canalelor de subtraversare a iazului. Iazul de steril Târnicioara a fost închis în 1980. După un sfert de secol, în 2004, guvernul a aprobat ca acesta să fie supus unor lucrări de ecologizare, estimate la 113 miliarde de lei vechi, însă totul rămăsese doar pe hârtie. În cele din urmă, unica soluție viabilă a fost găsită de către cei de la Inspectoratul Județean de Situații de Urgență și salvamontiști. Au golit bazinul de decantare cu motopompe și au evacuat apa dincolo de baraj. Activitatea uzinei de preparare a minereurilor cuprifere și baritinei Tarnița a fost sistată definitiv la începutul anului 2007, când a fost solicitat și obținut acordul de mediu pentru demararea lucrărilor de reabilitare ecologică a zonei miniere. Principalul factor de risc asupra mediului și a populației îl reprezintă în continuare iazul de decantare steril, uzinal, Târnicioara, care are aproximativ 80 de metri înălțime, ocupă o suprafață de 28,5 hectare și are o depozitată o cantitate de aproximativ 15,5 tone de steril uzinal. Pericolul producerii unei catastrofe ce poate afecta populația și infrastructura din aval, mai exact localitățile Ostra, Stulpican și Frasin planează în continuare. Oricând se poate pierde masa de steril prin îmbibarea cu apă, ruperea digurilor, cu antrenare de material steril în cursurile de apă ale pârâului Suha și ale râului Moldova. Acesta din urmă constituie sursă de alimentare cu apă potabilă pentru Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Roman. Apă încă potabilă, cât o mai vrea Dumnezeu sau cât ne-o mai ține norocul. Slobozia, fabrica de cauciucuri, 2011-2012.
În luna iunie anului 2011, doi muncitori de la fabrica de reșapat cauciucuri din Slobozia, comuna Grănicești, au murit într-o explozie. O a treia victimă a supraviețuit, dar a suferit arsuri grave. Concluzia a fost atunci grave abateri de la normele de securitate și sănătate în muncă. Acest lucru n-a însemnat foarte mult pentru proprietarul fabricii și nici amenda pe care a primit-o de la autoritățile abilitate. După aproximativ jumătate de an, la fabrica de reșapat cauciucuri de la Slobozia Grănicești, mai izbucnește un incendiu. Au ars atunci scurgerile de combustibil lichid din rezervoarele centrale termice pe o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați și stive de anvelope. Cu o înălțime de aproximativ 3 metri, dispuse pe o suprafață de aproximativ 900 de metri pătrați. Altfel spus, 2400 de metri cub de cauciucuri și un nor generos cu praf de cauciuc și alte reziduri. Un amănunt demn de remarcat ar fi faptul că fabrica de reșapat cauciucuri funcționa fără autorizație de la pompieri. A fost amendată cu 20.000 de lei de ISU Suceava și cu 15.000 de lei de Garda de Mediu. Astăzi, fabrica încă funcționează, o fi având toate avizele. Și la nivelul reședinței de județ Toate-s vechi și Nouă-s toate, de-a lungul anilor, societatea Ambroesa, dar și societatea Acet Suceava au fost sancționate de către Garda de Mediu pentru deversarea apelor uzate care depășeau limitele admise de substanțe organice în râul Suceava. Sute de pești au murit, iar apele deversate de Ambro au ajuns în stația de epurare a operatorului de apă și canalizare Acet S.A. Suceava. Șeful Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Suceava, comisarul șef Constantin Harasim, a menționat atunci că totuși peștii morți descoperiți în acea perioadă fuseseră victimele temperaturilor foarte ridicate și ale gropii de gunoi din apropiere. Și apropo de groapa de gunoi a Sucevei, unde incendieri necontrolate ale deșeurilor au poluat aerul și au afectat mediul an la rând, Garda de Mediu a tras semnale și a dat amenzi. În 2009 a apărut chiar Speranța. Groapa de gunoi a Sucevei s-a închis. Pentru scurt timp însă, întrucât, chiar și în zilele noastre, gunoiul este depozitat pe o platformă, așa zis, temporară, aflată tot lângă vechea groapă de gunoi. Și de parcă toate astea n-ar fi fost de ajuns, de aproximativ 2 luni, Suceava a fost învăluită într-o miasmă pestilențială pentru care autoritățile ridică din umeri. Situația este cu atât mai gravă cu cât ridică mari semne de întrebare în ceea ce privește o investiție în valoare de 14 milioane de euro. La momentul inaugurării noii stații de epurare a orașului, primarul Ion Lungu a numit-o bijuterie și i-a mulțumit constructorului pentru montură. Cu timpul, totul a fost cuprins de un miros insuportabil, iar reprezentanții Comisariatului Județean Suceava al Gărzii Naționale de Mediu au descoperit sursa poluării. 2700 de tone de nămol cu fecale stau în soare sau în ploaie, după caz. Anchete și măsuri cer autoritățile, cu ce eficiență însă. Proiectantul și constructorul sunt una și aceeași firmă, spaniolii de la Ditras, iar garanția pentru lucrare expiră pe 1 august 2013. Nu mai e mult până atunci.